Ιράκ, πήγε την άσκηλα στο Κασέτσι, κάθε εκδομή και να λέω. Να πω πω ότι ας αρέσει σήμα και στα, τα τσάτα τσίτια ή τα φεστιβάλι, σε πάρει και πάρει το φεστιβάλ που considero că este un festival de atunci de lume în țară la noi. Asta pentru că dumneavoastră ați ales în număr foarte mare a participat la acest festival. Faptul că ne întâlnim pentru a cincea oară la al cincilea festival e că dumneavoastră participați și la celelalte festivaluri, pe Răscul de Argint, e că ați auzit, fie de la alți colegi, fie de pe internet, faptul că e un festival la care se merită a participa. Noi vă mulțumim că ați ales acest festival, dar cine e vinovat pentru acest lucru este, în primul rând, domnul profesor Manciu, să-l aplaudăm. Domnul director al Școlii de Muzică, că le mulțumesc foarte mult pentru faptul că mă lasă sau nu lasă pe mine internetană să stăm cu mit și vă purtăm pe dumneavoastră pe drumul din cele mai depărtate colțuri ale țării. De asemenea, mie dați-mi voie să mulțumesc și conducerii garnizoanei care ne sprijină astfel încât să realizăm ceea ce Dumnezeu să vedeți în continuare. Mie nu rămâne decât să urez să partă felicitări celor mici. Eu nu pot deosebit că urcă pe scenă și faptul că jurul în anii anterior a jurizat bine, sper că și anul acesta va fi la fel și noi să te foarte mulțumiți de aici, observând că ai dumneavoastră copii, fac progrese și mâine până să ajungă și la Mamaia sau în alte festivaluri de renume. Vă mulțumesc, bine ați venit, ședere pe lucrurile la rugat și fac pe celor mici. Mulțumesc! Să vedem care este componența juriului, pentru că fiind un concurs, are lideri și un juriu. În primul rând este cel care l-a vorbit ceva mai devreme și mulțumim că ne-a fost la dispoziție această sală pentru concurs, domnul Mihai Marcel Năstase, șeful cercului clinic al Bucureștiului. Și totodată președinte al Asociației Lira 2007, vătulat domnul Didi Iepure. Din îndepărtatul, dar atât de apropiatul sentimental Brașov cu cercul de aur, vine doamna profesoară de muzică de la Liceul de Specialitate, Mihaela Manciu. Începe Arminezia Crea, de la Vaslui, un prieten pe care știu că îl întregiți pentru că merită. Claudiu Culete, compozitor. Nu este alături de noi din motive de sănătate, dar este membru al jurului, compozitor Dumitru Jijie Vaslui. Redactor la postul de televiziune TVR 3 Iași, realizatoarea emisiunii Țarului Piticot, doamna Irina Chiriac. Manager general la postul de televiziune local TVS1, doamna Mihaela Rădulescu. Avem două oaspete de la Chișinău, din Republica Moldova, doamna Daria Radu, compozitor. Și tot din capitala Republicii Moldova, poet textil Elena Răileanu. Așa cum spuneam și ieri, o nouă zi, același prieten, redactorul muzical la postul de Radio Iași, domnul Emil Răducanu. Și cel din urmă, dar cel din tâi în același timp, președintele juriului de la Vaslui, domnul Marcel Iorga, compozitor. Directorul artistic. Berta Ștefana Alexandra din Roma. Chiar cânt o nebunie, nu? E clar, e bine. Asta e și psihiul, după cum se vede. Să se pregătească Trotan Rafaela Teo din Iași. O nebunie este la festivalul Diogenul de Agin. Cu succes! Thank you.
festivalul concurs Diogenul de Argint în Lat, ediția a 5-a, 25-27 martie 2011, se încheie. Acum, cu festivitatea de premiere, juriul este aici, prezent, care au deliberat și, să știți, membrii juriului au avut o misiune extrem de dificilă, pentru că valorile interpreților au fost extrem de apropiate. A patrulea premiu special, V24, este un premiu, o diplomă neexprinsă, pentru că vreau să invit pe scenă dansatoarea care a lansat la Cremal Distanță. Eu totuși insist să dau un premiu special dansatoarei de la Vreba. Sau să-i arate câțiva pași de dans. Un premiu 3 se acordă de domnișoarei Vreba.